Găsit, vremea continuă în aceeași notă de iarnă, am putea spune, cu nopți reci și zile în care maximele cu greu mai ajung până la 9-10 grade Celsius. Cum va fi vremea la noapte, dar și mâine în Oltenia, vă spun după generic. Așadar, în această noapte la Târgu Jiu vom avea o minimă de minus 2 grade Celsius. Joi, vremea rămâne închisă, cu cer acoperit și o maximă de 7 grade. La Turceni, în această noapte, minima va fi una pozitivă. În termometre se vor înregistra mai exact 0 grade. Ziua de mâine începe și aici cu o dimineață rece, însă pe parcurs norii se vor risipi și vor lăsa loc razelor de soare, care vor fi cei drept destul de timide. Rovinărenii vor avea în această noapte în termometre minus 2 grade. Joi și aici va fi frig de dimineață, însă se va încălzi ușor, astfel încât maxima va ajunge până la 8 grade Celsius. La Motru, noaptea ce vine aduce o minimă de minus 2 grade. Ziua de joi începe și aici cu o dimineață rece, însă pe parcursul zilei norii vor lăsa loc câtorva raze de soare, iar maxima va ajunge până la 7 grade. Locuitorii orașului Bumbești, Jiu, vor avea parte în această noapte de o minimă de minus 2 grade. Ziua de joi va fi ceva mai rece aici decât în restul zonelor. Maxima nu va fi mai mare de 5 grade Celsius, iar cerul rămâne acoperit. La munte, noaptea ce vine va fi rece cu o minimă de minus 3 grade. Ziua de mâine aduce la rând ca nor jos și o maximă ce nu va fi mai mare de 4 grade Celsius. Și în celelalte orașe mari din Oltenia vorbim despre vreme de iarnă. La Râmnicu-Vâlcea, noaptea ce vine aduce minus 3 grade în termometre. Joi cerul va fi parțial acoperit, iar maxima ajunge până la 7-8 grade. La Craiova, în această noapte, minima ajunge până la minus 1 grad, iar mâine va fi rece de dimineață. Pe parcursul zilei, maxima nu va depăși 5 grade Celsius. Și în județul Mehedinți, vremea va fi în acord cu data din calendar. La Severin, noaptea vine cu o minimă de 0 grade. Mâine și aici cerul va fi acoperit, iar maxima nu depășește 5 grade Celsius. Deocamdată acestea au fost informațiile despre vreme. Vă las acum cu Talida Stănică, ea va duce știrile din sport.